Echipa națională de juniori a României va efectua un stagiu centralizat de pregătire la Buzău în perioada 9-16 februarie. De la Academia de Handbal Minaur sunt convocați Ovidiu Ardelan și Ianis Petra. De asemenea, la naționala de juniori va merge și Eric Pop, sportiv format de Academia de Handbal Minaur, acesta evoluând în prima parte a sezonului pentru CS Minaur în Liga Zimbrilor. Pentru a doua parte a sezonului, Eric a fost împrumutat la CSM Făgăraș. E un lucru cu care deja ne-am obișnuit să avem convocați în permanență jucători de la Academie. Sunt jucători care deja confirmă. Pot să vă dau și o veste și mai bună. Pop Eric s-a transferat la echipa de ligă, întâi la CSM Făgăraș, sub formă de împrumut, tocmai pentru a juca mult mai mult în Liga Națională și cu drept de joc și la doi la juniori. Jucătorii vor lua parte la cât mai multe stagii de pregătire, iar în vară îi așteaptă un turneu de calificare de accedere în grupa întâi valorică. Este foarte important pentru că este generația asta de 2002-2003, deschide perspectivele pentru generația 2004, asta înseamnă prezența la campionatele europene și mondiale, care se vor desfășura în următorii ani. Deci este foarte important ca ei, această generație, să câștige turneul de calificare care se va desfășura la Muntenegru. Echipa de handbal băimăreană a avut un parcurs mulțumitor, spune antrenorul Florin Mironescu. Noi suntem mulțumiți de evoluția noastră care am avut-o la un prim turneu. Pentru ei a fost o intenționare să joace, și-a dat toată silința. Totuși noi venim cu foarte mulți junior 2, pentru prima dată cu echipe de seniori. Dar pe ansamblu noi suntem mulțumiți de evoluția lor. Plus că nu ne-am întâlnit cu terenul de handbal într-un meci oficial de aproape 10 luni de zile. A contat enorm faptul ăsta că în sfârșit am avut bucuria de a juca într-un mod organizat.